Am întrezărit acest vecin, deci este bestial. Și la ora 8 dimineața, Jonuțule, la ușa mea, mi se pare un pic lipsă de intimitate, Jonuțule. Are 3 metri, ești nebun la cap. Adezip și pe jos, Jonuțule. La milimetru, tată. Pentru că noi nu ne ascundem cu nimic. Ia vezi, Jonuțule? Aoleu, să rupe ăsta, mă? Și o parcelă mare pe care să facem un hâț residence. Adevărat, Jonuțule. Hâț cu lapte, hâț cu vlog, hâț cu bună dimineața. Trezirea. Hâț cu bună dimineața, Jonuțule, hâț cu mică plimbărică prin Domnești, pentru că astăzi este cu și despre garduri. O să înțelegeți imediat despre ce este vorba și de ce am început atât de random, Jonuțule. Plimbându-mă pe străduțele din Domnești după ce termin antrenamentul de seară, Jonuțule, că așa îmi place mie să adulmec liniștea Domneștiului, am întrezărit acest vecin care are acest gard mirific. Din punctul meu de vedere, extrem de sexy, minimalist, simplu, casa la fel de frumoasă. Îl felicităm pentru absolut tot ceea ce a făcut din punct de vedere arhitectural, mi se pare că arată flawless. Iar la noi pe șantier, Jonuțule, se află the one and only Adrian de la ABT, Jonuțule. Este Adrian care are o poveste frumoasă în spate, dar o să vă povestesc când ne întâlnim și cu el. Am venit și i-am spus în felul următor: Adriane, ăsta e gardul, așa vreau să arate și la noi la Hâț Residence, partea de tablă. Acum obiectiv vorbind, Jonuțule, ce mi-a spus el este că acest gard este făcut din țeavă. Într-adevăr, este o țeavă rectangulară, dacă îi dăm noi un pic de zoom așa, iar el mi-a spus în felul următor: Doriane, eu vreau să-ți fac ca idee același lucru, numai că din tablă perforată. Este mult mai 2020 și poate să ne iasă mult mai luxos. Și am zis: bine, mă, atunci uite cum facem. Tu faci cea mai șmecheră reinterpretare din tablă perforată a acestui gard și ne aduci nouă. Doar că ce l-am rugat eu a fost în felul următor. I-am spus că vreau spațiul dintre lamelele de tablă un pic mai mititel, Jonuțule, întrucât parcă n-aș vrea să se poată întrezări atât de mult în curte. Vreau să vă mai arăt balustrada fără a arăta numărul casei, pentru că nu mi se pare elegant din punct de vedere al intimității, după care decolăm către șantier. Uitați-vă, fraților, văd că nu este număr la casă, ceea ce mă liniștește, până și balustrada. Strada porții cât de frumoasă este, de unde apuci poarta să o deschizi. Deci este bestial gardul. Abia aștept să văd cum ieși ale noastre. Hai pe șantier. Hăț, Jonuțule, fiți atenți că am oprit să filmăm un pic și gardul vecinului, care este lipit de al nostru, și acum ne putem da seama și cum ar arăta cu niște jaluzele. Dar am zis că nu vreau jaluzele. De ce? Pentru că mi se pare că mai toată lumea are jaluzele, Jonuțule, și aș vrea să avem alt model. Modelul ăla simplu, drept, mi se pare că se potrivește, uite-te, cu ăștia super frumos, cu bolțarii noștri. Și mai mult de atât, imaginați-vă sus la console, Jonuțule, cât de frumos o să vină balustradă, așa, cu din alea late. Neapărat să fie foarte late, asta vreau să-i spun lui Adi. Cred că asta le face să fie frumoase, când sunt late și nu foarte spațiate între ele, ca să nu se vadă, să nu fie sitru gardul. Hăți, Jonuțule, v-am spus că Adița al nostru are o poveste, să vă spun și povestea, Jonuțule. Se făcea că ne-am cunoscut la Vela, în Dubova, Jonuțule, că tot am trecut zilele trecute pe la Moldova Nouă, pe acolo, Doamne, cum a fost, mulțumim din suflet, și Osica și Moldova Nouă, senzație weekendul, Jonuțule. Am aflat ulterior cunoașterii de la Vela, Jonuțule, că Adrian se ocupă cu tablă cum? 7 august 2020 și 2020. Cred că era, da, început de pandemie, doar ce ne mutasem aici, împlineam 31 de ani și la ora 8-9 dimineața, Jonuțule, la ușa mea, la casa mea, la poartă era Adrian cu un camionaș și cu acest mastodont de grătar, prima variantă, Jonuțule, care are 180 de kg, mă suna: vino că nu putem să-l dăm jos, mai avem nevoie de unul mare ca tine, Jonuțule. El este Adrian, te pup, Adrian, și îți mulțumesc că ai dat cea mai bună ofertă din piață în ceea ce privește colaborarea noastră. El este de la ABT Group, se ocupă cu tablă perforată și absolut tot ceea ce ține de tablă perforată. Corectează-mă dacă greșesc, Adriane. Corect. Iar tot prin intermediul zilei mele de naștere de atunci, Jonuțule, s-a cunoscut și cu Scărlătescu, cu care chiar în momentul de față au făcut un model nou al grătarului și îl și au de vânzare, Jonuțule. Ceea ce mă bucură maxim, pentru că Scărlătescu a gătit aici pe decul ăsta al meu la ziua mea de 31 de ani. El deja a plecat pe șantier și a luat câteva cote. Noi o să mergem încă o dată să vă explicăm tot ce va fi cu tablă perforată, Jonuțule, la casele Hâț Residence, după care vă mai arătăm câteva detalii de ale lui Nașu. Dar în altă ordine de idei, haideți să vă arăt cum arată și peretele nostru quasi finalizat, pentru că încă nu este finalizat. I-au mai dat băieții încă un rând de tinci sau nu știu ce e asta, o tencuială ceva, după care urmează să vină cu amorsa și cu decorativa albă, Jonuțule. Iar rostul de dilatație a rămas aici și vom pune ceva care să-i permită gardului să lucreze, Jonuțule, că de aceea a pocnit el. În altă ordine de idei, domnule Adrian, veniți un pic, vă rog frumos. Jonuțule Emil, care se ocupă de piscina mea și de ciubări implicit, mi-a recomandat un capac pentru ciubări, pentru a evita alterarea apei, chimiei apei, Jonuțule, și mai mult de atât pentru a păstra căldura. Ne oprim deocamdată cu dublele de afară pentru că bate vântul foarte tare, Jonuțule, dar revenim de pe șantier într-o secundiță. Hăț. Lucru cu care ne putem mândri în ceea ce privește tabla de la garduri și de la balustrade, Jonuțule, este faptul că ea va fi sablată, nu decapată cu diluan sau curățată cu diluan, Jonuțule, sablată și vopsită ulterior electrostatic, lucru care este teoretic de camă de vârf în ceea ce privește tabla din ziua de astăzi, pentru că prin sablare ea este curățată mult mai bine. Iar
vopsirea electrostatică, Jonuțule, mai ales la 200 de grade, este vârf de gamă pentru conesori fără niciun drept de apel, Jonuțule. Vă spuneam și vă mai spun încă o dată explicându-vă pe casă, da? Deci, balustrada de sus o să plece din stânga geamului și va merge până după colțul consolei, va face și colț și se va opri în peretele alb al casei. Și am vorbit cu Adrian ca lamele de sus, da? Deci ați văzut că e foarte importantă lățimea, ca ele să arate impunător și sexy, să aibă spațierea mai mare un pic decât cele de jos, pentru că obiectiv vorbind, prin cele de sus o să vreau să intre un pic de soare în dormitoare, să se vadă frumos razele alea așa cu umbre pe pardoseală, Jonuțule. De vreme ce pe partea de jos a gardului ne dorim o spațiere mai mică, astfel încât omul care trece pe stradă să nu vadă la tine în curte. Mi se pare un pic lipsă de intimitate, Jonuțule. Adrian și acotele, iar noi intrăm să vă arătăm acum cât de meticulos lucrează nașul la pardoseala caselor, Jonuțule. V-am arătat cum arată pardoseala, dar nu v-am arătat cum se montează o placă de gresie. Hai cu noi. Chiar acum m-a întrebat Adrian cum o să fie treaba între case, Jonuțule. Uitați-vă, deci asta mi se pare cea mai tare găselniță a lui Costel. Costel este fratele lui Nașu, care mi-a spus în felul următor: Doriane, vrei intimitatea aia, vrei să arate impunător și luxos? Du-te cu peretele dintre case înalt, uriaș. Și cred că are, cât are, mă? Are 3 metri, ești nebun, la cap să mure dacă nu are 3 metri. Se închide cu consola de acolo. Și aici da, o să avem, Adriane, tablă de jos până sus. Da, da. Cu același model, de fapt, nu, fii atent. Aici e între ei. Va trebui să faci cum facem? Facem cu model, da, să nu se vadă. Un spațiu foarte mic de 5 mm. Super mic, de 5 mm. Adică teoretic doar să respire. Am înțeles de la Adrian că este foarte important. Explică-mi tu, Adriane, hai vino cu prinderile de bolțarii de beton să fie oarecum spațiate ca să permită să respire, da, curtea, nu? Perfect, perfect. Deci o să avem cam cât așa, un cam centimetru. Ah, ok, un centimetru. Deci tabla nu va fi lipită de acești bolțari de beton. Apropo, celor care cârcoteau la gardul nostru de beton, Jonuțule, noi nu încercuim toată curtea cu același gard. Motiv pentru care pe aici curtea va respira, tocmai de aceea luăm și toate măsurile necesare. Din gama omul cât trăiește învață, Jonuțule. Acum am înțeles cum se fac toți pașii ca la carte, motiv pentru care îi împărtășim și cu voi. Ia uite-l pe Nucu, cum dă aici adeziv foarte frumos pe placă, Jonuțule. Mare atenție, placa atent aleasă, conform strategiei lui Nașu, Jonuțule, de a avea toate venaturile așa, într-o singură direcție. Nu le pui random, vezi că mai devreme au schimbat o placă, că nu-i plăcea cum vine venatura, Jonuțule. Fii atent, că și spun, uite, pe aici, pe undeva, era una, vezi, vedeți, se vede grafic, da? Cum respectă venatura. Și adeziv și pe jos, Jonuțule, da? Deci adeziv pe cele două părți, el este maestrul de ceremonii, Jonuțule, și uite cât de frumos se vede venatura orientată, da? Și acum ia să-i vezi tu cum vin frumos. Ia uite-te tu, cu placa pe ventuzici. Penițele, penițe. Penele sunt puse cum trebuie, Jonule. Ia uite, rang la milimetru dat. Vă arătăm pas cu pas, fraților. De-aia se numește playlistul pe YouTube Hâți Residence Step by Step. Pentru că noi nu ne ascundem cu nimic. Arătăm totul. Fiindcă lucrăm pe și iarăși bolobocul. Revenim cu bolobocul. Îl și schimbăm dacă vreți. Îl punem și așa. Același rezultat. Ia vezi, Jonuțule. Ce să mai vrei, mă? Și mai avem o surpriză în curte. Jonuțule, de fapt și de drept, asta mă încântă pe mine. Dar haideți înăuntru ca să scăpăm de... Aoleu, să rupe ăsta, mă? Ia stai, mă, așa, mă, să nu fac vreo nefăcută. Hop, hai că n-am făcut-o. Haideți înăuntru, Jonuțule, să nu ne încurce vântul. Și să vă explic ce aveți în față aici. Aici în față aveți așa. Punem aici să vede frumos. Aveți o mostră de perete făcut în strânsă colaborare cu instructorii de la SSAB, Jonuțule, care au venit să arate și lui Nașu metoda de scrijelire a peretelui pentru a putea aplica după aceea vopseaua aia mânjită pe care o am eu în băile SSAB și care are acel aspect extrem de industrial și extrem de sexy. Sunt 3 pași, câte am înțeles de la Nașu, și dacă i-aș fi știut pe din afară, nu vi-aș fi spus, Jonuțule, pentru că ăsta e un secret al meseriașilor care nu se oferă chiar așa, în prim fapt pe YouTube, dar vă spun sincer că nu știu. Dacă o să aflu la un moment dat, poate să împart și cu voi. Se obțin aceste fel de fel de texturi. Băieții s-au jucat cu mai multe forme aici. Ele se obțin exact cum v-am spus, o bucățică de gazon artificial, dar un gazon artificial mai rar și mai aspru. Cred că este cel care imită pârtiile alea. Știți ce zic, artificiale sau chestii de genul, Jonuțule? E, peretele ăsta o să vină. Stați-mă să facem un exercițiu din ăsta nebun. Așa, dacă tot am ajuns la 5 dimineața, rupți în două, Jonuțule. Hai să ne jucăm până la capăt. Veniți-vă. E, imaginați-vă voi, fraților, cum o să vină pereții ăștia, uite așa, gri, exact cum este ceramica de jos, bang, și cu model pe tot peretele ăsta și peretele ăsta și întreg tavanul, Jonuțule. Obiectiv vorbim exact cum este și la mine în baie. Și uite cât de frumos arată aici, făcea Nașul niște venaturi mai alungite, care să se potrivească cu venatura de la marmură, dar noi vom merge pe modelul mai simplu și mai puțin încărcat, pentru că Nașul știe că mie nu îmi place încărcat, Jonuțule. Acum ăsta îl lăsăm aici, deși, din câte am înțeles de la Nașul, nu mai are nevoie neapărat de monstru asta, dar l-am rugat să o păsteze ca
să o putem filma și noi. Revenim de la balcoane pentru că vreau să vă arăt cum vor fi și balcoanele îngrădite cu balustradă. Jonuțule, alea sunt balconașele noastre, nașul le-a finisat, așteptăm să vină gresia de exterior, tot de la outlet de gresie și faianță, 140 de lei metru pătrat. Am căutat plăci speciale de 90x90 care sunt un pic mai scumpe decât cele de 60x60 cum găsisem inițial, dar cu cât este placa mai mare, cu atât se vede mai frumos. Și am vrut la trotuare să avem o singură bucată de placă, nu să avem 60 plus strife, pentru că avem trotuare de 80 la anumite case. Și am zis: "Nu, spune nu strife-ului, Jonuțule." În altă ordine de idei, acolo o să vină tablă, tot așa frumoasă, și perete despărțitor până în cum se numea, mă? Sageac sau saceac? Sageac, Jonuțule, până în saceac o să fie peretele despărțitor, pentru că v-am spus o chestie. Noi nu suntem încă pregătiți pentru americanisme din astea să ieșim, să ne întrezărim între noi dimineața în curte. Nu, noi suntem mai cu spațiul nostru, cu intimitate, motiv pentru care vreau să fie foarte, foarte bine delimitate lucrurile. Nea Ion, bă, băiatule, ne dă o lecție de ce înseamnă să fii muncitor. 70 de ani, Jonuțule, și care derupe toate plăcile scărate de el și mai mult de atât, aliniate pe venaturi. Pentru că, după cum vedeți, aici le avem aliniate pe modele ca să știe băieții cum le montează în Lego, Jonuțule. Cam atât de astăzi, noi suntem încă în refacere, am ajuns la 5 dimineața. Ce s-a întâmplat în Moldova Nouă a fost ceva așa, rupt din filmele concertelor ideale, Jonuțule. Vă mulțumim din suflet că sunteți alături de noi, Jonuțule, și mulțumim și lui Doamne Doamne că este alături de noi. Noi ciocănim în continuare cu șantierele noastre pentru că vrem ca 2023 să ne prindă cu căsuțele terminate și către clienții noștri buni și dragi, Jonuțule. Abia așteptăm să dăm drumul și la următoarele căsuțe, terenurile așteaptă acolo, fundațiile pentru următoarele 4 case, Jonuțule. Trebuie să definitivăm actele și pentru terenul ce urmează lângă aici, pentru celelalte 2 case, deci în total încă alte 6 căsuțe. Și dacă tot Doamne Doamne ne ajută, și o parcelă mare pe care să facem un hâț rezidenț. Adevărat, Jonuțule, acum că am prins un pic gustul și că știm cum decurg lucrurile, mi se pare totul mult mai ușor. Până una alta, nu uitați să subscribe, Dorian Popa, să prindeți cosopelul, pentru că în fiecare zi cu surle, trâmbițe, gălăgie și gardurile în scurt timp gata. Noi suntem aici spre a vă face zilele mai frumoase și a vă șterne clasicul zâmbețel în colțul guriței. Nu uitați să dați follow pe Instagram Corileve, eu sunt Dorian. Follow pe Spotify Dorian Popa, like pe cel mai obosit om Facebook și de asemenea țineți ochiometrul pe www.dorianpopa.ro pentru că acolo surprizele se țin lanț. Să aveți o zi, o cafeluță și o săptămână mirabolante. Seară dorită, tu poți intimida. Muzica strigă, vrea cucerită. Hai, invit-o la dans, la dans. Te conduc eu pas cu pas.